Știi ce exact ce s-a întâmplat? Tot parcă ăsta era subiectul, nu vreți să știți. Nu vreți să știți. Da, și comentăm imediat despre ceea ce s-a întâmplat, dar tocmai pentru că avem un părinte în direct care a acuzat ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar un părinte care a fost subiectul învățământului online și nu o nesimțită, care vorbește și care fluieră pe stradă, nu mi se pare normal? Și care trage un semnal de alarmă către... Du-te, domnule, și culcă-te pe părinte. Nu, haideți, vă rog, haideți să păstrăm un dialog civilizat. Vă rog foarte mult, domnule Cumpărașa. Înregistrarea respectivă... Eu nu sunt într-un dialog cu Alexei Cumpărașu. Nu, haideți, vorbiți cu mine, vă rog, doamna Drăgurin, pentru că e foarte important să lămurim. Sunt foarte mulți părinți care s-au plâns în ultima perioadă. Așa este. Filmulețul pe care tocmai l-ați difuzat, se vede că fiica mea nu a spus nicio clipă despre Alexandru Cumpănașu, că este pedofil, se vede, de altfel, au văzut și telespectatorii. Eu am acționat gradual. Dumnealui a făcut un alt videoclip. Bine, vă rog să facem acuzații. Vreau pur și simplu să aflăm mai multe puncte de vedere, domnul Cumpărașu și doamna Drăgurin. Nu trebuie să există astfel de acuzații. Care își tolerează copilul. Păi doamna, ați auzit ce a spus? Doamna Drăgurin, nu vreau să facem acuzații. Am spus că nu este în regulă, domnule Cumpărașu. Am spus că nu este în regulă. Dacă vreți să vorbiți cu mine despre activitatea de pe TikTok, da. Dacă vreți să vorbiți despre... Am spus că nu este în regulă, domnule Cumpărașu, să se facă acuzații, dar vrem să aflăm punctul de vedere al doamnei. Nu am făcut acuzații, s-au văzut limpede la televizor.